Excelența voastră, domnule profesor Anghelescu, înaltea sfințite părinte, prea onorat prezidiu, stimat auditor, anul acesta se împlinesc 310 ani de la martiriu domnului sfânt și martir Constantin Basarab Râncoveanu. În fiecare an, în ziua sacrificării lui, pe 15 august, de obicei, era sărbătorit. Spun era, pentru că anul acesta, cum a arătat înaintea mea domnul profesor Anghelescu, a fost organizată o sărbătorire a lui numai de Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă Română. Este o situație ciudată. A mai fost o conferință la care am participat la Constanța, tot împreună cu domnul profesor Anghelescu, dar acea conferință de la Constanța a fost în cadrul Universității Ovidiu, deși a participat alături de mine înalt preasfinția sa, părintele arhiepiscop Teodosie al Constanței. Constantin Basarab Râncoveanu s-a afirmat de la început întâi ca o personalitate umanistă de înaltă și largă cultură într-o țară care se afla la conjunctura intereselor a trei mari imperii, sublima poartă, Imperiul Habsburg și Imperiul Țarist. În al doilea rând, tot el s-a aflat aici la confluența ideilor, pe de o parte, a barocului din Europa Occidentală, unde în acel moment pulsau o serie de idei inovatoare, ideile acelea extraordinare de libertate, egalitate și deslobire, libertate a tuturor oamenilor, cu ideile care veneau în același timp din lumea catolică, unde fusese a doua ridicare la renaștere după congresul de la Trento, apoi, în al treilea rând, întâlnirea cu ideile reformatoare și, în fine, cu cele ale Bisericii Ortodoxe și ale umanismului din lumea mahomedană, curentul Aleli. În aceste condiții extraordinare, Bucureștiul, încă din timpul unchiului lui, Constantin Basarab Râncoveanu, domnul Șerban Cantacuzino, devine un centru de cultură al sud-estul Europei și în oarecare măsură al întregii Europe, plecând de la o idee deosebită, care o duce mai departe și o dezvoltă Constantin Basarab Râncoveanu, anume că lupta pentru eliberare de sub dominația sublimei porți poate să fie dusă de la marginea Imperiului. În acel moment, la margine se găsea țara românească. Constantin Basarab Râncoveanu s-a născut la 15 august 1654 în Palatul de la Brâncoveni, un complex al craioveștilor,
asemeni unchiului său Matei Basarab, care se născuse în palatul care aparținea familiei lui. Sunt două palate acolo, unul al familiei Brâncoveanu, altul al familiei lui Matei Basarab, plus o mănăstire care e la oarecare distanță. Un complex impresionant, vă spun, pentru că am participat la cercetările arheologice și am dat la lumină unele din părțile complexului de acolo, cum pentru a fi pe linia antevorbitorului meu, pot să spun că și aici, înainte de lăcașul de cult ridicat de Constantin Basarab Brâncoveanu, noi am descoperit că a fost altul înaintea lui Brâncoveanu, tot din piatră, nu din lemn, cum s-a spus aici, și era un lăcaș ortodox. Asta ne interesează pe noi, pentru că țara Făgărașului, să știți, majoritatea populației, imensa majoritate, este românească. Sunt numai două sate care sunt ale hostes, ale oaspeților săsești. Altfel încolo, totul aici este românesc, ca și toate bisericile o arată, dacă nu scrisul, că de oameni erau mai leneși la scris, o arată în primul rând săpăturile arheologice. Și am participat la săpăturile arheologice de la cetatea Făgărașului. Și pot să vă spun că și acolo, la cetatea Făgărașului, prima fortificație peste care se înalță astăzi cea de piatră pe care o vedeți dumneavoastră, era o cetate românească cu val de pământ, palisadă, șanț, tipic așezării românești, distrusă de marea invazie a mongolilor din 1241. Dar, revenind la Brâncoveanu, trebuie să vă spun că mama lui, Stanca Cantacuzino, a luat copilul și a venit în București. Așa era obicei. Însă, în București, la 15 februarie 1655, deci când copilul avea câteva luni, un grup de seimeni care participau la revolta împotriva domnului l-a ucis în poarta casei pe tatăl lui Constantin Basarab Brâncoveanu, pe papa Brâncoveanu. Apoi s-a cerut să fie dat copilul răsculaților. S-au găsit niște slujitori isteți, credincioși, care au dat în acel moment acelor răsculați un copil de țigan, care imediat a fost hăcuit cu săbile de seimeni. A fost un noroc, primul mare noroc al lui Brâncoveanu în viața lui. Acest noroc extraordinar este oglindit în pictura din interiorul mănăstirii mari de la Hurez, unde mama lui Brâncoveanu apare cu el în brațe, cu copilul în brațe, care are coroana deasupra capului. Arată prin teoria predestinării, a preștiinței divine, că omul este sortit tronului. Este o chestiune extraordinară. Deși pictura este târzie, mulți ani după 1694,
și aparține pictorului Constantinos, arată că în vreme se vehicula acea legendă. Acest copil este educat de mama lui, de Stanca Cantacuzino și de frații ei, domnul Șerban Cantacuzino, stolnicul Constantin Cantacuzino și spătarul Mihai Cantacuzino. Cam târziu a zonit cu apa. Și în această, cam stați rău cu protocolul. Și în această situație, copilul beneficiază de învățătură deosebită din partea stolnicului mare învățat, în special în domeniul filologiei și al teologiei. Tocmai de aceea tânărul va mărturisi în mai multe rânduri: eu tată n-am avut, dar pe tătână nu l-am cunoscut prin stolnicul Constantin, unchiul meu. Sunt diverse variante ale acestor spuse, deoarece Brâncoveanu le-a rostit în fața mai multor și fiecare a înregistrat ce a știut. În această perioadă de tinerețe a lui, el a reușit să se însoare în 1674, adică cam la 20 de ani, cu Maria, fiica marelui logofăt Neagoe, la rândul lui fiul domnului Antonie Vodă din Popești, deci el se însoară practic o nepoată de domn. Zestrea ei a unit-o cu pământurile lui. Și în felul acesta se merge pe linia de a se reîntregi marele domeniu al craioveștilor. Sigur că în acel moment s-a reîntregit în parte, nu în totalitate, nici nu era posibil în acel moment. Are câteva misiuni diplomatice. După ce fusese educat și ridicat la rangul de ftorii postelii, cuvenit oricăruia dintre boieri, și strămoșii mei au avut gradul acesta de ftorii postelii, în timpul domniei unchiului Șerban Cantacuzino, Constantin Basarab Brâncoveanu e ridicat la rangul de logofăt, devine capul chehae, fiind trimis la Babadag împreună cu Vergo, alți strămoși. După aceea pleacă la Istanbul, pleacă la muntele Athos, deci se plimbă și are cunoașterea lumii din jurul său. E foarte important pentru formarea lui. Foarte important pentru că omul învață să vorbească limba latină de circulație în mediul diplomatic, limba greacă, limba turcă, toate limbile de uzanță diplomatică în sud-estul Europei, învață să citească și să scrie, ceea ce îl face pe unchiul domn Șerban Cantacuzino să încredințeze misiunea de ispravnic al tipăririi Bibliei la București. Este un act extraordinar, pentru că arată o responsabilitate extraordinară în care este ajutat, în primul rând, cu multă discreție, de
unchiul său stolnicul Constantin Cantacuzino. Se merge mai departe, se merge pe linia de a-i fi încredințată și funcția de agă al Bucureștiului. Este extrem de important pentru că Bucureștii în acel moment este o metropolă, al doilea oraș din sud-estul Europei, al doilea oraș după Constantinopol. Să nu vă mire că folosesc numele de Constantinopol, dar abia în 1923 Kemal Atatürk a schimbat numele orașului din Constantinopol în Istanbul. Așa că în timpul lui Brâncoveanu nu e greșit să îi se spună Constantinopol. 26 octombrie 1688 moare Șerban Cantacuzino. Lungă suferință, încercare de a fi salvat cu medici aduși direct de la Viena și de la Brașov. Nu s-a reușit. Imediat au intervenit unchii săi, frații Domnului, Constantin Stolnicul și Mihail Spătaru. Au decis să-l aducă pe tron pe acest tânăr de 24 de ani, un om brun, brahicefal, cu niște ochi vii, plin de înțelepciune și de agerime, nu prea înalt de înălțime medie, dar capabil să conducă. Dovedise aceasta prin modul în care își organizase exploatarea orașului său domeniu, unde fertilizase Bărăganul. Era o chestiune extraordinară, căci în felul acesta satisfăcea cererea de grâne a Constantinopolului. În al doilea rând, începuse să colonizeze această regiune cu oameni aduși din românii aflați în sudul Dunării, să creeze noi sate, unele care păstrează și azi denumiri extraordinare, denumirea de pribegi, arătând că sunt niște oameni veniți de undeva, denumirea de sudiți, la fel. Și își pune problema mai departe a ridicării țării românești. Aici el înțelege că în primul rând trebuie să facă această ridicare prin cultură. Și pentru a face prin cultură, hotărăște să dezvolte întâi școlile de dieci care erau în București la Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe Vechi, era, unde era și un sediu al mitropoliei, și apoi la Sfântul Gheorghe Nou. Este o necesitate, o necesitate. Și mai profită de altceva. De faptul că în anul 1683, prin eforturile unchiului său Șerban Cantacuzino, apăruse Academia Domnească. Vedeți dumneavoastră, mulți au atribuit ridicarea acestei Academii Domnești lui Brâncoveanu. Nu este el cel care a creat-o, ci unchiul său Șerban Cantacuzino, și pot să vă spun aceasta foarte clar, deoarece pe un manuscris miscelaneu aflat la Biblioteca Academiei, marginal, se găsește inscripția unui spudeu, Mihail, care mulțumește profesorului său Sevastos Chiminites, deoarece acesta a fost cel care l-a învățat să
descifreze versurile de aur ale lui Pitagora, să-l descifreze pe Xenofon. Este o chestiune care arată că se ajunsese după programa de învățământ la anul 2 de studii. Șerban crease această academie pentru educația fiilor săi, în special a lui Gheorghe Gheorghache Iordache, cel care era prevăzut să-i urmeze la tron. E, n-a avut succes în această privire, dar Academia se dezvoltă mai departe. Afară de Sevastos Chimenides, vine aici Teofil Coridaleu, vine aici un Ion Cariofil, care sunt toți învățați de primă mână, plecați de la Academia Patriarhiei din Constantinopol, deoarece acolo nu mai erau bani pentru plata profesorilor și întreținerea Academiei. Se merge și mai departe pe linia de cultură, anume se merge pe linia de a se introduce în 1707 cu ajutorul noului patriarh al Ierusalimului, al lui Hrisant Notara, o nouă programă de învățământ care prevede introducerea învățământului în limba latină. Se învăța în latină, în greacă, în română și în slavonă. Era necesară româna, deoarece majoritatea spudeilor erau de origine română. La asta trebuie să vă gândiți. Cât spudei erau, arată profesorul chirurg Alexandru Heladius, care spune că în timpul lui Brâncoveanu erau cam 150-200 de spudei. Ce trebuie să știți e că se plăteau cursurile de către biserică. Biserica a fost marele aliat al lui Brâncoveanu, că se foloseau cărțile din bibliotecă. A fost o bibliotecă didactică, prima bibliotecă didactică din sud-estul Europei se întâlnește aici. Am scris această chestiune într-o carte despre Stolin. Se folosesc cele 3.000 de exemplare pe care le avea Stolnicul la Mărgineni și de aici oamenii pot să devină dintr-o dată deosebit de cultivați. Este o realizare și o realizare aici la București datorită lui Brâncoveanu. Nimeni nu face altceva. Și cum vă spuneam că el este un om care a avut o alianță fertilă cu biserica, trebuie să știți că el a fost cel care a ctitorit o serie de lăcașuri. În primul rând le-a reparat și le-a îngrijit pe toate cele vechi aflate în suferință. Apoi a ridicat o serie de biserici noi. Una este aceasta despre care vi s-a vorbit. Apoi, sigur, că veți întâlni Sfântul Nicolae de la Făgăraș, dar cel mai mult este de menționat Sfântul Gheorghe Nou din București, ridicată de arhitectul Veșelei, un arhitect maghiar de renume, adus acolo pentru a ridica o biserică capabilă să domine orașul. Și așa a și făcut. Ea trebuia să fie rivală a bisericii de la Colțea,
Mănăstirea Colțea, deosebit de importantă, deoarece acolo unchiul domnului Mihai Spătaru ridicase și construise un spital care avea la bază un principiu nou, adică bolnavul era întâi investigat, diagnosticat, internat, tratat sau operat și după ce era ameliorat sau vindecat, era externat. Și iată, trebuie să știți asta și o spun într-un lăcaș al bisericii, că totul se făcea pe cheltuiala bisericii și a mai creat un element nou, a creat farmacia în spital. Toate bolnițele îngrijau de bolnavi pe cheltuiala bisericii, dar niciuna dintre aceste bolnițe nu avea acest principiu nou. Bolnavul era lăsat în grija bisericii până departe. Uneori mureau în bolnițe. A avut grijă și de bolnițe, dar ceea ce este nou este spitalul de care are grijă, deși este ctitorit de unchiul său Mihai, cu care va avea o ruptură. Sunt chestiuni de invidie familiară care nu intră în subiectul meu acum. În ceea ce privește această muncă extraordinară a bisericii, trebuie să știți că Brâncoveanu are meritul de a crea cea mai mare mănăstire ortodoxă de pe teritoriul românesc, mănăstirea de la Hurezi. Mănăstire care are în incinta ei 5 biserici, care are o pictură extraordinară care aduce o altă noutate. Înlocuiește portretul votiv, care până la el era numai al ctitorului și al familiei sale restrânse, cu portretul votiv al întregii familii. Pârvul Mutu Zugravo, unul din marii pictori, creator în epoca brâncovenescă, la Filipești de Pădure și la Sinaia, creează portretul ctitorului de familie. E întreaga familie brâncovenească acolo. La Hurez, pictorul grec Constantinos, care are o adevărată școală acolo, creează portretul familiei Cantacuzino cu 60 de personaje. Dar aceste personaje au o noutate. Părăsesc hieratismul din pictura bizantină, înlocuindu-l cu expresivitatea. Și cel mai clar se vede aceasta la Filipești și la Hurezi. La Filipești, de pildă, deși ctitor este pârvul Cantacuzino, cel care domină prin expresivitatea sa de putere, de conducere, este bătrânul postelnic Constantin Cantacuzino, cel ucis de Leordel. La Sinaia se vede clar cum apare o disensiune între familia Cantacuzino și domnul Șerban Cantacuzino. Este o expresivitate a picturii care nu o găsiți în altă parte. Anume, Șerban este cu spatele întors spre familia sa. În ceea ce privește Hurezi, vedeți că acolo, după Blândul Drăghici, apare stolnic, apare Șerban, de fapt, Șerban avid de putere, o figură încrâncenată. După aceea apare stolnicul, care are buzele pline ale gurii lui,
într-un rictus de dispreț la adresa Domnului. Mihai Spătaru, și el are o expresie de nemulțumire. Este o pictură din 1694, când dispare buna înțelegere între cantacuzini și brâncoveni. Și ceea ce e important, că pictura, înainte de scriere, redă acest conflict. Este o situație extraordinară pe care nu o găsiți. Pictura vorbește de la sine. Trebuie să țineți seama că știința de carte e puțin răspândită și că oamenii ăștia, când vin la biserică, să uită să vadă ce este pe pereți, văd pictura. Pictura aceasta le grăiește că între Domn și unchii săi a apărut o ruptură. În pridvorul bisericii mari de la Hurez apare o altă noutate. Apare chipul meșterilor care au lucrat la această biserică. E mai mult decât se găsește în pictura renascentistă italiană, unde pe aici, pe acolo, apar acești meșteri lucrători la ridicarea bisericii. Aici toți trei apar într-un plan apropiat. Deoarece am un dușman timpul, sigur că o să scurtez mult cele ce am de spus, deși în legătură cu Brâncoveanu sunt multe noutăți. Aveți în arhitectură, prin ridicarea palatelor domnești, palate domnești care arată că Brâncoveanu încă este supus naturii, adică nu poate ajunge din nou la antichitate când natura era supusă voinței omului. Palatele lui, de la Mogoșoaia, de la Potroni, de la Doicești, de la Obilești, sunt pe platouri înalte, lângă apă, arătând relația om-natură și mergând mai departe, divinitate. Apare un element nou, apare logia, acea încăpere deschisă într-o parte care face bucuria locatarilor în timpul verilor călduroase sau al iernilor pline de viscol și de îngheț. Sunt o serie de lucruri extraordinare în palatele lui. Din păcate se păstrează puțin. Se păstrează palatul de la Mogoșoaia, refăcut în oarecare măsură în timpul Matei Bibescu, și se păstrează oarecum palatul de la Potroci. Vă spun oarecum, deoarece împreună cu un fost coleg de-al meu, cu Răzvan Teodorescu, am participat la deschiderea palatului. Pe din afară poate să fie deschis, e zugrăvit. În interior însă n-are nimic. Nu s-a putut reface mobilierul și turnura artistică a zidurilor. În afară de aceasta, Brâncoveanu s-a preocupat de refacerea Palatului Domnesc din București, unde creează acea scala maestră din marmură uluitoare pentru toți cei care veneau să viziteze București. Apoi a deschis podul Mogoșoaie, viitoarea Calea Victoriei, de la Palatul Domnesc până la Mogoșoaie. Este pavat cu bârne din lemn
ceea ce îl face să-i se spună pot, dar mai are o neutate, are savacul, acel loc prin care se scurgeau apele reziduale. Vedeți, sunt multe noutăți deosebite. Mai introduce regiunea, esnaful masalagiilor pentru a aduce apă potabilă și lumină în tot orașul. De la masalagii s-a trecut la sacagii care treceau prin oraș și vindeau apă. Erau puține izvoare cu apă bună de băut în București. El a făcut această chestiune. A introdus o poliție, un sistem de poliție care făcea ca Bucureștiul să fie un oraș foarte sigur. Vedeți dumneavoastră, au fost o serie de lucruri extraordinare care l-au lăsat în mintea bucureștenilor ca un domn iubit. Dar în 23 martie 1714 a sosit în sala tronului un ceauș pe care el îl cunoștea, Mehmet Aga. S-a ridicat să-l întâmpene cu toată politețea. Dar când s-a îndreptat către el, acesta a spus: năframa neagră din buzunar, i-a aruncat-o pe umăr și a rostit mazil. Când a încercat Brâncoveanu să se reașeze pe tron, l-a îmbrâncit. Vedeți, pentru mine ce este uimitor, poate că o să fie și pentru dumneavoastră, niciunul dintre boierii de sfat care erau acolo n-a intervenit să-l apere, deși erau înarmați cu săbii. Iar turcii care îl însoțeau pe Ceauș, garda lui de ienicieri, numai de 12 oameni. Brâncoveanu și-a dat seama că e ceva neregulă. S-a repezit la o fereastră, vrea să-și cheme garda. Nu era niciunul din gardă în curtea palatului. Și-a dat seama că e o trădare. Și în această situație a acceptat cele spuse de Ceauș. Ceaușul a scos atunci un răvaș, o bucată de pergament și a întrebat cine este Ștefan, marele logofat. Era fiul stolnicului, văr cu Brâncoveanu. Când a văzut Brâncoveanu aceasta, i-a spus, adică așa a notat secretarul evreu de la curte, Antonio de Maria del Chiaro, anume omul care a văzut tot ce se întâmplă la curte și a notat totul cu oarecare acribie în cartea lui despre revoluțiile din Valahie. Brâncoveanu, împreună cu cei trei fii ai săi care erau în București, cu soția sa Marica, cu cele 7 fete care le mai avea, a plecat către Istanbul. Fiul său Radu, al treilea în ordinea nașterii, Radu, când a auzit despre această arestare, s-a întors din drum. Era plecat către Antioh Cantemir, cu a cărui fiică trebuia să se însoare pentru a opri conflictul între cantemirești și brâncoveni. Aici, pentru mine, iarăși este o întrebare la care dumneavoastră fiecare puteți să răspundeți
cum credeți de cuvință. Și anume, dacă Radu a făcut bine, că s-a întors după tatăl său și a plecat mai departe la Constantinopol. Eu cred că nu a făcut bine. Dacă ar fi rămas în libertate, ar fi putut să acționeze pentru salvarea familiei lui. Așa aflat în arest, nu putea face nimic. Nu putea utiliza marea sumă de bani care o mai avea Brâncoveanu la Viena sau la unele bănci din Genova. Banii de la Țeca îi deduse prin diverse agenți venețieni Constantinopolului. Dar ai să cere. S-a ajuns la Constantinopol, Brâncoveanu a fost aruncat la Edicule, acea celebră închisoare a sultanilor, în încăperea sângelui, camera sângelui, o cameră întunecată, sub sol, unde nu puteai să aprinzi nici măcar o lumânare. Acolo a fost chinuit. Doamna Marica cu fetele erau sus la etaj, auzeau gemetele soțului. S-a mers mai departe. S-a spus că Marele Caliu a primit din partea sultanului misiunea de a-l aduce pe Brâncoveanu la mahomedanism. Dacă ar fi acceptat, atunci ar fi fost el. Și Brâncoveanu s-a îndoit și eu mă îndoiesc că și-ar fi respectat turcii cuvânt. Brâncoveanu a refuzat. A hotărât să respecte credința creștină. S-a născut creștin, a trăit creștin, a fost aliat al bisericii, a făcut mult pentru biserică, nu vroia să-și părăsească credința pentru asupritorii neamului său. S-a hotărât ca într-o zi sfântă, ziua dormirii, Sfintei Marii, el, Brâncoveanu, să nu fie lăsat în viață. Era o zi sfântă, o sărbătoare mare. Sultanul Ahmet al IV-lea și mai ales ginerele său, marele vizir Gianni Ali Beg, au decis să facă un spectacol. Sultanul stătea pe mare ca să vadă bine spectacolul de pe țărmul de la Top Capul. Au fost invitați ambasadorul Olandei, ambasadorul Franței, ambasadorul Habsburgilor, care, trebuie spus, a făcut intervenții pentru eliberarea lui Brâncoveanu, deoarece Brâncoveanu era conte al Imperiului Habsburgic. Nu se putea să fie decapitat așa ușor un om care era în preajma împăratului Leopold. Nu se putea. Nu se putea un om care acum era în preajma tatălui Mariei Tereza. Vă dați seama, situația este cumplită. Mateiaș se spune
nu știu cât e de real, că ar fi ieșit în față, a cerut sultanului să nu-l ucide, trece la, la Mahomedan. Brâncoveanu l-a mustrat, băiatul care avea circa 20 de ani, am reconsiderat data, deoarece mulți au scris după barzii populari că ar fi avut 12 ani, nu e real. După ceea ce notează Edmund Cihăl, pastorul care îl însăcuțea pe Lord Paget la venirea în București, asta de vorbă cu băiatul, pot să spun clar că era în jur de 20 de ani. Și a început execuția celor patru fii a lui Brâncoveanu și apoi a credinciosului boier Ioan Văcărescu, Ioan Văcărescu. S-a ajuns la o situație deosebită. Imediat după tăierea capetelor, capetele au fost înfipte în niște sulițe și plimbate prin oraș. Seara au fost înfipte în sulițele de la poarta principală de intrare în Palatul Topkapı, pentru ca toți cei care veneau la sultan să vadă ce pățesc necredincioși. După aceea, se spune că la intervenția a Patriarhului Ierusalimului, a lui Hrisandataras, ar fi fost luate capetele, duse pe insula Halkişi, trupurile aruncate în mare, niște pescari bine plătiți de Patriarhie, ar fi cules din apa Bosforului, cornul de aur, și trupurile și capetele. Nu mai e real. Am fost pe insula Halki, acolo există rămășițele unei bisericuțe ridicate de Panaiotache Nicusios, marele dragoman, reparată la un moment dat de Brâncoveanu. Dar ofițerii turci care erau acolo pe insulă au râs. Ei se arătau mai interesați de picioarele soției mele decât de ceea ce s-ar fi putut găsi în termen imediat, ceea ce s-ar fi putut găsi în pământ. Nu e nimic pe insula Halki, arhipelagul principal din Marea de Marmara. În fine, trebuie să vă spun că uciderea barbară a lui Brâncoveanu, singurul fapt de acest gen și de asemenea grafitate care s-a găsit în lumea creștină, singurul fapt în acest fel, și-a găsit ecoul și în presa vremii, mi-a făcut semn domnul profesor Angelescu, așa că închid, și cel puțin în 10 balade ale unor barzi populari, balade care se găsesc depozitate la secția manuscrise ale Bibliotecii Academiei Române, care le-am publicat într-un volum al Academiei, scos la lumină de părintele Țârlescu, care era acolo bibliotecar când a publicat volumul. Țârlescu este acum consul în Canada. Așa că aștept să văd ce mai spune el pe viitor. Dar în orice caz, ceea ce este important e că figura lui Brâncoveanu a produs o impresie adâncă, mai ales prin faptul lui, prin sacrificiul care l-a făcut pentru poporul lui și pentru credința creștină. A fost omul care în niciun moment
nu a cedat în fața turcilor. A apărat el cu toți copiii lui, cu familia lui feminină, această credință. A fost luat capul lui de către doamna Marica, adus în țară, îngropat înhumat în ianuarie 1719 în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde există și o candelă pusă tot de doamna Marica, o candelă mare din argint, 12 kg, 50 de centimetri înălțime, care aduce un plinos de recunoștință acestui mare domn, om și mai ales mare creștin, care a fost Constantin Basarab Râncoveanu. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați.